În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Eghena. Cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. Capitolul 2, despre nădejde. Subtitlul 3 arab, chipul deznădejdei. Apelpisia. În grecește, pierderea nădejdei, etimologic este alcătuit din prepoziția cu funcție privativă, apo, și elpis, speranța, nădejdea în Dumnezeu. Deznădejdea, cuvânt înfricoșător, plin de toată nimicirea, plin de tot soiul de răutăți. Cine ar putea să înșire mulțimea nenumărată a relelor care o însoțesc? Cine i-ar putea zugrăvi caracterul? Este întunecată, asemenea fiicei iadului, și dezgustătoare, asemenea eriniilor, zeități mitologice, fiicele Gaiei și ale iadului, menite să pedepsească faptele rele. Tatăl ei este Tartarul, loc al pedepsei eterne, aflat mai jos de Hades, în mitologia greacă. A venit din străfundurile iadului pe pământ pentru a le afunda pe cele create în Tartarul întunecat. S-a născut spre a distruge existența omenească și spre a-i spulbera pe oameni de pe fața pământului. Acolo unde răsună numele ei, stricăciunea și distrugerea își întemeiază stăpânirea. Pustiirea și zdrobirea calcă pe urmele ei. Demonul răzbunării îi arată calea, groaza și spaima o însuțesc. Deznădejde, numele tău exprimă tăgăduirea oricărui lucru. Tăgăduirea nădejdei, tăgăduirea cerului, tăgăduirea creatorului lumii, iar tăgăduirea ta dă glas lipsei de cuvincioșie față de Dumnezeu. Tu îi tăgăduiești pronia și atotputernicia și pui la îndoială existența celui ce mântuiește și izbăvește pe cei aflați în primejdie. Acolo unde tu intri, de acolo este alungată nădejdea pe care se sprijină lumea. Lucrarea ta este distrugerea, iar misiunea ta pieirea. Tu chiar și pe cel prin fire curajos îl înfricoșezi și pe îndrăzneț îl îngrozești, pe cel cutezător îl arăți a fi laș, pe cel dârz îl faci să-și piardă curajul. Îi descumpănești pe luptătorii neînfricați, pe bravi luptători pentru patrie și libertate, îi dobori. Pe cei ce se nevoiesc pentru virtute și adevăr, îi uzurpi, iar pe cei care trudesc pentru dreptate, bine și frumos și știință, îi arăți a fi fugari și dezertori și îi predai pe toți dușmanului ca prizonieri. Ai ieșit din Tartar, pismuind soarta cea bună și fericirea omului, și ți-ai întors privirea asupra pământului pentru a te opune căii lui spre progres, pentru a-l împiedica navântul pe calea sa și pentru a te împotrivi lucrărilor sale în vederea fericirii și desăvârșirii. Ai venit pentru a-i încătușa puterile și energiile spirituale și trupești și pentru a-i aduce astfel pierderea și nimicirea. Ai venit pentru a revărsa nefericirea, întristarea și strâmtorarea în comunitățile oamenilor și pentru a uda pământul cel încununat cu flori, cu lacrimi din belșug. Pentru că fericirea oamenilor ți se pare respingătoare și lupți împotriva bucuriei lor. Numele tău îl apasă prin gânduri sumbre, chiar și pe cel aflat la vârsta bătrâneții,
și gata să plece din această viață. Iar pe tânărul care intră în arena vieții și care se află în plinătatea și culmea vieții, îl descurajezi și îl dobori. Iar pe fecioarele care se nevoiesc pentru virtute și curăție, le aduci la disperare și le arunci în brațele desfrânării și, în general, biruindu-i pe toți, îi nimicești. Tu le insufli ideea morții celor care nu suferă de nicio boală și pornești mâna celor copleșiți de necazuri împotriva propriei vieți. Tu împingi tinerețea la pierzanie și îngenunchezi puterea inimilor. Tu îl îndupleci pe cel aflat în necaz să calce legi omenești și dumnezeiești și să se facă vinovat de nelegiuiri. Tu povățuiești la rele și săvârșești toate fără de legile. Tu te arăți însoțitoare întunericului des și crunt, care le acoperă pe toate cu nori de pâclă. Acolo unde se lășluiești tu, nici cea mai palidă rază de lumină nu poate să pătrundă. Prezența ta ridică furtunii în inimile oamenilor și stârnește valuri învolburate și înspumate, care inundă și scufundă vasul cel învălurat împreună cu tot echipajul. Dintr-un astfel de naufragiu nimeni nu poate scăpa. Abisul fără fund ajunge mormântul veșnic al celor naufragiați. Laș este omul care a abandonat nădejdea, ancora mântuirii, predându-se deznădejdii. Cu rugăciunile celui între Sfinți Părintele nostru, Nectarie al Pentapolei, Făcătorul de minuni din Egena, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.